În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioasă Maică Stareță, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați teologi, iubiți credincioși și credincioase, iată, cu binecuvântarea Preasfințitului nostru, suntem astăzi aici, la această mănăstire din Munții Orăștiei, această mănăstire care este în aceste locuri de mare spiritualitate a strămoșilor noștri și care și ea, prin felul cum este alcătuită, este o oază de mare spiritualitate. Orice mănăstire închinată schimbării la față sau pusă sub ocrotirea praznicului schimbării la față este o mănăstire care are un har aparte. Are un har deosebit, pentru că omul pentru aceasta e făcut să se transfigureze, să se transforme din firea lui această pământească păcătoasă, să recapete firea aceea care a făcut-o Dumnezeu la început, cum se spune că era omul rai, tânăr, frumos, sănătos și nemuritor, nepăcătos și nemuritor. Și apoi, această mănăstire mai are un har, mai are un dar de la Dumnezeu, anume că este pusă sub un al doilea hram, care este nașterea Maicii Domnului, sărbătoarea de astăzi. Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare la începutul anului bisericesc. Se spune în troparul acestei sărbători, troparul praznicului, nașterea ta de Dumnezeu, născătoare fecioară, bucurie a adus sau bucurie a vestit la toată lumea. Că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru, și dezlegând blestemul a dat binecuvântarea și stricând moartea a dorit viață veșnică. Iată că Maica Domnului este cea care aduce bucuria pe pământ, dar nu ea însă își aduce bucuria, dar poartă în sine această bucurie. Ea este izvorul bucuriei. Îl poartă în sine pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, care este însăși bucuria noastră. Este însăși bucuria și mântuirea noastră. Fără El nu am fi putut reface legătura cu Tatăl Ceresc și reveni în împărăția Tatălui Ceresc, în brațele Tatălui Ceresc. Și legătura aceasta, dacă observați, frățiile voastre, dumneavoastră, într-o par, între Domnul Iisus Hristos și Maica Domnului, este atât de profundă, atât de adâncă, încât nu există vreo altă legătură între două ființe omenești, ca și legătura între Domnul Iisus Hristos și Maica Domnului. Spune un Sfânt Părinte, Irineu de Lyon, că Maica Domnului este aurora din care răsare soarele. Dar aurora, știți că întotdeauna ea este izvorâtă din soare. Soarele o izvorește, dar în același timp soarele răsare din coapsele aurorei. E o mare taină. Așa este Domnul Iisus Hristos, răsare din coapsele Maicii Domnului, dar în același timp El a creat-o pe Maica Domnului, El a făcut-o, El e Dumnezeu ei. Și El este Cel care din veci a ales-o și din veci a plăzmuit-o pe această ființă deosebită, care să-i fie lui mamă și mireasă în veșnicie. Este și mama lui, așa este, este fiica Tatălui Ceresc, dar în același timp și mama Fiului lui Dumnezeu. Se ridică la nivelul Tatălui Ceresc, de-a dreapta Tatălui Ceresc. Dar în același timp este mama Fiului lui Dumnezeu, dar și mireasa Fiului Dumnezeu, că El este mirele bisericii. Și ea este primul suflet mireasă înainte de a fi alte suflete mirese. Este primul suflet care s-a ridicat la nivelul acesta de a fi la nivelul Fiului lui Dumnezeu. Suflet mireasă. Și ea, dacă vreți să știți, în toată imnografia bisericii, în slujbele bisericii din care noi învățăm și în cărțile de învățătură, ea este biserica dinainte de biserică. Ea este chipul bisericii, icoana bisericii. Maica Domnului este modelul absolut al bisericii și înainte de a fi înființată biserica la pogorârea Duhului Sfânt și când a coborât toată sfințenia pe pământ care este în biserică și sunt milioane de sfinți de 2000 de ani, Maica Domnului a fost dinainte sfântă ca și biserica.
la fel de curată, la fel de înțeleaptă, la fel de bună, la fel de blândă, la fel de smerită. Și a fost acest chip al bisericii, pentru că ea așa creat-o Dumnezeu, așa crescut-o Dumnezeu. Așa s-a născut, cumva într-un stadiu de sfințenie, s-a născut oarecum pe cale naturală, dar din Duhul Sfânt. Nu s-a născut așa cum se nasc oamenii obișnuiți, din Duhul Sfânt. După ce Sfinții Părinți Joachim și Ana, că n-au avut copii până la peste 80 de ani, și deși erau niște oameni credincioși și cinstiți în localitatea lor și în Israel, în Ierusalim, erau necinstiți de oameni că nu aveau copii. Era o mare blestem, o mare pacoste atunci, o mare rușine pentru o pereche de soți care nu aveau copii. Și ei tot mergând și plângând la Dumnezeu să le dea un copil, s-au dus la templu în Ierusalim și odată au stat la rând de dimineață cu prescura, cu darul să-l ducă la altar. Și stând la rând, deși le-ar fi venit rândul, dar erau încă mulți alții care așteptau, marele preot de acolo a spus: voi sunteți dintre cei care n-ați născut copii, n-ați lăsat sămânță în Israel să se mulțească neamul cel sfânt. Și atunci rămâneți ultimii. Și i-a trimis să stea ultimii și foarte s-a umilit, vă dați seama că erau oameni bătrâni. Și atunci a zis Ioachim: nu mănânc, nu beau, nu mă odihnesc, până când Dumnezeu nu face ceva cu mine. Și Ana a zis: nu mănânc, nu beau, nu mă odihnesc, până Dumnezeu nu-și arată mila spre noi. Și a mers Sfântul Ioachim acolo în pustia Ozevei, într-o peșteră, care mai târziu i s-a spus peștera Sfintei Ana și în care a trăit în zilele noastre Sfântul Cuvios Ioan Iacov, de cei mai mari sfinți români din vremurile noastre, care are Sfintele Moaște acolo în Țara Sfântă. Și acolo a postit Ioachim, ne spune Sfânta Tradiție, 28 de zile. A vrut să postească 40 de zile, să nu mănânce 40 de zile nimic. Dar în a 28-a zi i s-a arătat Sfântul Arhanghel Gavril și i-a spus: Dumnezeu ți-a împlinit rugăciunea. Vei naște o fică care va fi bucuria a toată lumea. Bucuria bisericii, lauda bisericii, lauda a toată lumea. Va fi cea mai mare bucurie din lume care a fost de la crearea omului, de la Adam, de 5660 de ani, potrivit Scripturii. Și atunci Ioachim a fost foarte bucuros, se pregătea să întoarcă acasă, dar n-a apucat, că Sfântul Arhanghel Gavril s-a dus și la Sfânta Ana, care se ruga în grădină, undeva mai aproape de casa lor, în Nazaret, și se ruga și ea în post tot 40 de zile, ca să le dea Dumnezeu copil. Și a spus: Dumnezeu a auzit rugăciunile voastre, Dumnezeu a văzut lacrimile voastre și v-a dat Dumnezeu copii. S-a dus la Sfântul Ioachim foarte bucuroasă, a venit acasă și bucuroși, vă dați seama, doi oameni trecuți de 84 de ani, spune, aproape 85 de ani, spune că avea Sfântul Ioachim, Dumnezeu le-a dat din poate cea mai pură unire care a fost vreodată între un bărbat și o femeie pe pământ și va fi până la sfârșitul lumii. Și au născut, au zămizlit această fică. Ei, noi astăzi sărbătorim nașterea Maicii Domnului, deci nașterea ei. Ea s-a născut, deci pe data de 8 septembrie și se spune că la nașterea ei s-au petrecut foarte multe minuni. Pentru că ea avea să fie izvorul tuturor minunilor, cămara tuturor darurilor lui Dumnezeu și izvorul tuturor minunilor care le poate izvorâ Dumnezeu. Sfântul Teofan al Niceei, un mare ierar din secolul 7, care este cel mai mare imnograf și poate cel mai mare mariolog care se ocupă de teologia Maicii Domnului din mileniul I, spune undeva, într-o carte, că Maica Domnului cuprinde în sine toate darurile Duhului Sfânt, darurile lui Dumnezeu, și că toți sfinți împreună, de-a lungul istoriei, care au făcut minuni și au avut daruri, toți împreună nu pot avea atâtea daruri și nu pot face atâtea minuni și fapte bune câte a făcut Maica Domnului și câte să fac prin Maica Domnului și după mutarea ei la cer. Așa dar i-a dat Dumnezeu. A făcut-o izvorul tuturor darurilor, cămara tuturor darurilor și izvorul tuturor darurilor. Spune că la nașterea ei, deși era toamnă, a înflorit grădina Sfântului Ioachim. A înflorit grădina și că pruncă de sân înfășată, cum era atunci copiii să înfășau în fașă, am crescut și noi cei mai în vârstă, o ducea în grădină și albinele, se puneau mii de albine pe ea și nu o mușcau.
simțea o mare bucurie albinele să trăiască în prezența ei. Și sigur că prezența ei a fost ca o rază caldă, binefăcătoare, toată viața ei, toată viața. Dacă în viața ei vă închipuiți să nu gândești niciodată de rău, să nu gândești, să nu simți, deci să nu voiești niciodată rău. Deci ce dar a avut Maica Domnului? Și cât a fost ea de vitează în a sluji lui Dumnezeu? Avea 3 anișori și părinții aveau aproape 90 de ani și făgăduise să o dea templului din Ierusalim ca să slujească lui Dumnezeu. Și atunci au zis, noi suntem bătrâni, hai să ne împlinim făgăduința, că murim mâine, poi mâine. Și avea doar 3 anișori și au pregătit să o ducă cale de 150 de kilometri din Nazaret până în Israel. Și spunea, fetiță de 3 ani, nu s-a plâns că o duce din brațele părinților și din sânul lor. Nu s-a plâns și nici nu s-a plâns de lungimea drumului. Spune că îmbrăcată frumos, ca o împărăteasă cu lumânarea prinsă în mână, cu alte fetițe până la 10 ani, făcea un corp și mergea ca o împărăteasă demnă să întâmpine pe Dumnezeu în templu din Ierusalim. Și spune atât de frumoasă a fost această procesiune, încât îngerii lui Dumnezeu s-au uimit, s-au înspăimântat. Și veneau și cântau deasupra lor. Ele cântau stihuri din psalm, fetițele cu Maica Domnului, și cântau din psalmul 144, ascultă, fică, și vezi, și pleacă-ți urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, tatălui tău, că a poftit Domnul frumusețea sufletului tău. Te-a iubit Domnul și te dorește acolo. Și a mers acolo, se mai spune în tradiție, în Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a scris o viață a Maicii Domnului, că Maica Domnului a fost crescută de părinții ei într-un altar. Acolo acasă avea o cameră de rugăciune ca un altar și o priveau ca pe un odor sfânt al lui Dumnezeu. Cum am ține noi Sfântul Chivot cu Sfânta Împărtășanie pe Sfânta Masă. Așa o țineau în casă și priveau la ea. Dădeau seama că o să fie ceva, un odor, un vas al lui Dumnezeu cu totul deosebit. Și când a mers la templu, a mers ca să fie casa lui Dumnezeu. Așa se și spune în axionul intrării în biserică, că îngerii văzând intrarea celei preacurate s-au spăimântat. Și apoi cântă mai departe, ce cade un chivot însuflețit, cade un chivot în care se pun Sfintele Taine, nici cum să nu se atingă mâna necredincioșilor. Mâinile sau buzele, cu cuvintele necredincioșilor, iar buzele credincioșilor neînceta să strige. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnule, este cu tine. Noi, acesta e singurul cuvânt care putem să-l zicem. Sfântul Arhanghel Gavril a venit din cer și la Buna Vestire i-a spus, bucură-te cea plin de dar, Domnul este cu tine. Alt cuvânt nu este prin care poți să-i spune Maica Domnului. S-a mai descoperit mai târziu, prin secolul VI, unui monah din Constantinopol care a compus acatistul Bunei Vestiri. Și acest monah se repetă de zeci de ori de studiuri acest stih, bucură-te mireasă purerea fecioară. Asta e cea mai mare taină, cum să fie și mireasă, și fecioară, și mamă, și fecioară în același timp. De ce o sărbătorim pe Maica Domnului și de ce o sărbătorim în legătură cu Fiul lui Dumnezeu? Pentru că ea este prima care a biruit legile firii. Ea s-a ridicat mai pe sus de fire. Omul, odată păcătuind, a intrat în legile firii omului păcătos. Adică ce înseamnă omul păcătos? În rai se spune că au trăit oameni în jur de 700 și ceva de ani. Și erau tineri frumoși, nemuritori, ca doi copii de 3 ani erau Adam și Eva. Deși aveau 30 de ani când i-a creat Dumnezeu. Nu știa că e bărbat sau femeie. Așa erau din nevinovați, ca doi copii de 3 ani. Și Dumnezeu a plănuit înmulțirea oamenilor prin darul lui, prin Duhul lui Dumnezeu. Era... Așa ar fi trebuit să se unească în rugăciune și în simțire Adam și Eva și așa să nășteau copii. Nu era păcat. În rai nu era poftă păcătoasă. Și când au fost alungați din rai pentru că au poftit mâncare și au căzut prin mâncare neascultare, atunci li s-a dat la ieșire din rai, dacă citiți cu atenție Cartea Facerii, spune haine de piele. Haine de piele. Ce sunt aceste haine de piele? Simțul concupiscenței care l-au animale de să reproducă. Acest simț s-a dat după ieșirea din rai. Și apoi omul a căzut în această stare. Sute de ani, spune, oamenii erau împreună o dată pe an.
Un copil se poate naște pe an, nu se poate naște mai mult. Dar treptat, treptat a tot decăzut omenirea. Când a venit Dumnezeu și a cercetat lumea înainte de potop, doar Noe mai păstra rânduiala firii, odată pe an să fie cu soția lui. Și de aceea Dumnezeu l-a salvat. Restul toți erau decăzuți. Și Dumnezeu, făcându-i să milă de starea decăzută a omenirii, a căutat atunci când a văzut că oamenii, sub nicio formă, nu pot să se urce spre El, să se apropie de El, a făcut El ceea ce trebuia să facă oamenii. A venit El spre noi. Și atunci, această venire a Lui spre noi trebuia făcută prin cineva. Prin cineva, printr-o persoană curată. Nu se putea, că nu putea să vină Dumnezeu. Dumnezeu nu poate veni unde este ceva necurat, ci numai unde este ceva foarte pur. Și exact cum am vrea noi să facem un transplant undeva, într-o celulă, să punem ceva bun. Dar trebuie să fie niște celule sănătoase, foarte curate. Și de multe ori, poate într-un corp, 200 de milioane de celule, nu mai este decât poate una, două sănătoase la un om care are cancer în metastază. Cam așa era omenirea în vremea venirii Domnului Hristos pe pământ. Și Maica Domnului, să știți, a fost singura celulă sănătoasă din omenire. Singura celulă sănătoasă, dar perfect sănătoasă. Fără de păcat. A fost singura. Și în ea a putut să vină Dumnezeu. Spune, când era în templu, spune Sfântul Grigore Palama, că de la 3 anișori a luat-o Sfântul Arhanghel Gavril și a crescut-o în Sfântul Altar. A dus-o în Sfântul Altar. Nu era normal să intre în Sfântul Altar. Episcopul intra doar o dată pe an. Ea a intrat acolo, o hrănea cu pâine cerească, cu mană, și o învăța tainele rugăciunii. O învăța tainele rugăciunii și tainele Scripturii. De aceea noi când ne rugăm la Maica Domnului, o punem mijlocitoare. Zice, Maica Domnului, tu mijlocește pentru noi. Ea mijlocește și să ne se împlinească cererile, dorințele, dar în același timp ea mijlocește și darul rugăciunii. Să primim dar de a ne ruga. Toți călugării, sfinții, care au primit darul rugăciunii lui Iisus, darul rugăciunii inimii, rugăciunii încetate, toți aceștia l-au primit prin mijlocirea Maicii Domnului. Ea este cea care mijlocește. E mama stăpânului și a avut toate darurile. Biserica dinainte de biserică, care poate mijloci darurile bisericii de la fiul ei. Și atunci ea, se spune că pe la 7-8 ani, a avut prima răpire la cer, spune Sfântul Grigore Palama. Și acolo, fiind răpită în cer, a văzut Sfânta Treime. Și vă dați seama că atunci când vezi pe Dumnezeu sau vezi ceva, bucuria care o simți numai uneori te face să uiți de lumea aceasta. Să uiți de tot. Te copleșește. Și așa și spune Sfântul Siluan, spune, când vom vedea pe Dumnezeu, vom uita de tot. Dar Maica Domnului, să știți, n-a uitat de tot. De aceea o iubește Dumnezeu atâta. N-a uitat. A ajuns în fața Sfintei Treimi, s-a bucurat de Sfânta Treime, dar n-a uitat de oamenii păcătoși de pe pământ. Este cel mai mare lucru, ca în culmea fericirii, în estaz, când ești transfigurat, să nu uiți de soarta celorlalți care nu sunt fericiți. Este extraordinar. Și să spune într-o poezie tradusă de Coșbuc, cred că e o traducere din sanscrită, din indiană, spune, acela ce și în fericire nu-și pierde capul și cinstit, acel ce în glorie și slavă se păstrează umilit, și acel ce-și ține jurământul și față de dușmanii săi, tu, Doamne, dă-mi pe acești trei și-ți cuceresc cu ei pământul. Ei, vedeți, Maica Domnului a avut această virtute, această... Când a fost în fața lui Dumnezeu, nu s-a gândit la ea. Ce fericită ziua acum stau cu Dumnezeu, aici să rămân pe vecii vecilor. S-a gândit la oamenii de pe pământ. Și a început să se roage pentru oamenii de pe pământ. Și se ruga, Doamne, împlinește-ți planul tău cel din veac, pe care l-ai spus în Scripturi și care l-ai promis strămoșilor noștri, părinților noștri, că se va întrupa fiul tău, să vină să se întrupeze fiul tău, că nu mai pot oamenii răbda în atâta suferință. Atâta milă și dragoste și atât s-a rugat până l-a convins pe Dumnezeu. I-a participat cumva la lucrarea mântuirii lui Dumnezeu asupra noastră, la lucrarea mântuirii noastre. De aceea, și când Domnul Hristos a murit pe cruce, era răstignit. Și Maica Domnului a plâns, a leșinat de mai multe ori. Și ce, nu mai putea trăi fără fiul ei, că ea atât de mult îl iubea, i-ar fi vrut să moară și ea. Dar Domnul Hristos știa că ea, pe lângă că îl iubește pe el, mai iubește pe cineva. Îi iubește pe toți oamenii ca și pe copiii ei, ca și pe fiii ei.
Și atunci a zis, mamă, iată fiul tău, Ioan, și toți care cred în mine, fiule, iată mama ta. Și a dat și acest dar de a fi mama tuturor celor ce cred. Și de atunci a devenit mama tuturor celor ce cred, mama noastră tuturor. Înainte de a pleca la Domnul, cu un an de zile, pe la, în jur de 70 de ani a plecat la Domnul, se păstrează un document al unui ucenic al Sfântului Apostol Pavel, anume Sfântului Episcop Dionisia Aeropagitul, care a fost primul episcop al Atenei, preună cu Sfântul Ierotei. Ei, acest sfânt, care a fost un om foarte învățat, spune că a mers la Ierusalim să o vadă pe Maica Domnului înainte de a pleca la cer. Și a rămas uimit, spune, dacă n-ar fi fost întărit în dogmele credinței, adică să știe că crede în Tatăl, în Fiul, în Duhul Sfânt, în Fiul lui Dumnezeu întrupat, spune, m-aș fi închina ei ca unui Dumnezeu. Așa har și prezența avea ea. Înfrozeau copaci uscați în prezența ei, dragii mei. Ieșa iarbă verde în pământ uscat. Deci așa har și prezența avea Maica Domnului. Și ea spune, cu toate că avea atâta sfințenie și atâta har de la Dumnezeu și se desfăta atât de mult în bucuria lui Dumnezeu, cu toate acestea, ea avea milă nesfârșită față de oameni, iubire nesfârșită față de oameni. Și atât se ruga încât spune că avea coatele și genunchii ca și cămila, de câte mii de metanii făcea într-o noapte. Așa se ruga. Asta este Maica noastră. Și ea, Maica Domnului, ne mai învață ceva. Ne învață că omul este făcut să nu se răspândească prea mult în grijile lumii acestea, ci să stea în rugăciune cât poate de mult. Spune, cum a stat ea în Sfântul Altar, să ruga neîncetat lui Dumnezeu și prin asta a realizat mântuirea lumii, cam așa este omul chemat. Nu să străduie cu mintea să rezolve toate problemele lumii acestea, care nu se pot rezolva. Noi de multe ori ne frământăm o viață întreagă și nu le putem rezolva. Ci să stea în rugăciune, adică să stea în ceea ce Evanghelia spune, căutați împărăția lui Dumnezeu, celelalte se vor adăuga vouă. Să stea în stare de rugăciune. Când stai în stare de rugăciune, când trebuie, imediat celelalte se rezolvă. Să toate decurg cum trebuie să decurgă. De regulă, când dăruiești în rugăciune lui Dumnezeu, timpul cât ar trebui să îl dăruiești, toate celelalte se rezolvă. Ea ne învață că trebuie să stăm în rugăciune. Știți că până secolul X s-a arătat unui sfânt din Constantinopol, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, că Maica Domnului stă și acoperă toată biserica. Era cu Sfântul Ioan Evanghelistul, cu Sfântul Ioan Botezătorul, cu toate cetele sfinților și arhanghelilor. Și acoperea patriarhul, împăratul și tot poporul credincios. Și în Condacul de la această slujbă a Sfântului Acoperământ de la 1 octombrie se spune Fecioara astăzi mai înainte stă în biserică. Noi de câte ori ne rugăm trebuie să știm că aici în fața Sfântului Altar stă Maica Domnului. Este între noi și Dumnezeu și mijlocește între noi și Dumnezeu. Și aici Dumnezeu e pe Sfânta Masă. Dar și în cer. Ea stă și mijlocește pentru noi. Și de aceea, zice, noi o pomenim cu toți sfinții. Adică fiecare când venim la biserică și tot timpul, vine și Sfântul nostru Crotitor. Cel puțin o dată trece prin biserică unde slujim. Apoi este și Îngerul Păzitor. Fiecare sunteți încă o dată cu Îngerul Păzitor. Și aceștia toți ne ajută la rugăciune. Și sfinții, și îngerii. Sigur că sunt și ceilalți îngeri nedoriți. Și îngerii, să știți, vin cu drag la liturghie că spune că Dumnezeu nu le-a dat îngerilor să cunoască taina Evangheliei, ci le-a dat să o cunoască de la noi. Preoții vin să asculte slujbele, să asculte predicile. Îngerii, că nu li s-a dat, ei trebuie să cunoască prin oameni. Asta a fost marea taina lui Dumnezeu. Îngerilor le-a fost ascunsă și oamenilor descoperită. Și Maica Domnului face și acest lucru. Și apoi, pe lângă aceasta, vreau să mai spun că Maica Domnului ne învață încă un lucru extraordinar, că noi atunci când facem voia lui Dumnezeu, suntem acoperiți de harul Lui. Suntem acoperiți de harul Lui, care este ca un nor de lumină. Știți că poporul evreu, care reprezenta biserica, când a ieșit din Egipt, timp de 40 de ani, a peregrinat prin pustia Egiptului, Sinaiului. Și era un nor de lumină, care ziua era nor de lumină, noaptea era un stâl de foc. Și acoperea de toți dușmanii, nu putea să intre nimeni peste ei. Ei,
Maica Domnului, să știți, exact același lucru ne arată că este pentru noi toți care credem. Toți suntem acoperiți cu harul ei. Când Maica Domnului a dormit, s-a mutat la cer, ceea ce am sărbătorit pe 15 august, s-au întâmplat 9 minuni, dragii mei. 9 minuni, nu știu dacă a stat vreodată și a scugetat careva. La cele 9 minuni petrecute în timpul adormirii Maicii Domnului. De multe ori, poate nici noi călugării sau preoții, nu medităm la aceste lucruri. Ei, între multele minuni care a fost acolo, venirea apostolilor pe nori, s-au plecat măslinii când s-a rugat Maica Domnului să-i fie luat sufletul. Apoi i s-a arătat Sfântul Arhanghel Gavril, i-a împlinit cele 3 rugăciuni cu care se rugase Dumnezeu. Și așa mai departe. Una dintre minuni care este extraordinară, care ne arată ce înseamnă să fii în Biserica lui Dumnezeu. Să fii cu tot în Biserica lui Dumnezeu, adică să te transformi în rugăciune, în lumină, în bunătate, în iubire, în smerenie, în adevăr. Să trăiești, adevărul este lumină, iubire, toate darurile Dumnezeu care se trăiesc în Biserica Ortodoxă. Ei, când ești în el, ești acoperit de harul lui Dumnezeu, de lumina lui Dumnezeu. Nu te vede niciun dușman, că dușmanii sunt nevăzuți, dragii mei. Oamenii văzuți, dușmanii văzuți, sunt victime și ei. Toți sunt rob vrăjmașului, pe care ei chinuie și n-au pace în conștiință. Dar dușmanii nevăzuți nu pot să vină asupra. Maica Domnului are puterea nebiruită de a ne apăra și noi suntem învăluiți în biserică, în lumina dumnezeiască. Maica Domnului, să știți, atunci când a fost, duceau sicriu, erau sfinții apostoli, îngerii cântau pe deasupra și Domnul Hristos a venit el însuși să ia trupul Maicii Domnului în brațe, sufletul ei. Să-l ia în brațe ca și pe un copil, pe un prunc, cum ea, când a fost prunc, l-a luat în brațe. Și atunci mergeau de la muntele Sion, unde a fost cina acea de taină, cale de vreo 2 km, până în valea lui Iosafat, în grădina Ghetsimani, care a fost la Ierusalim, știți, este o distanță cam de o jumătate de oră de mers pe jos. Ei, mergând acolo, îngerii cântau. Evreii, care au dușmani de moarte a Maicii Domnului, și vreau să o omoare, ca și pe fiul ei. Vreau să o profaneze, măcar moartă, să facă ceva. Și spune că nu s-au putut apropia, că un nor de lumină era peste convoiul care ducea sicriul Maicii Domnului la mormântare, la mormânt. Și când un preot fanatic, cu numele Atone, s-a dus să răstoarne sicriul, a intrat în acel nor, fără să vadă nimic, dar a intrat acolo să facă ceva. O sabie nevăzută i-a tăiat mâinile amândouă. I-a tăiat mâinile, era Sfântul Arhanghel Mihail. Și i-a tăiat mâinile și a căzut jos de durere și mâinile au rămas lipite de sicriu. Și atunci Sfântul Apostol Petru i-a spus, cereți iertare, omule, cereți iertare că Maica Domnului te iartă, e bună. Cereți iertare și iubește-l pe fiul ei, cinstește pe fiul ei, iubește-l. Și în momentul acela, să știți, Maica Domnului l-a vindecat. L-a vindecat și el a ajuns preot și episcop creștin mai târziu. Deci, vedeți? Cât de bună e Maica Domnului. Deci aici trebuie să înțelegem noi. Tot ce e în biserică, Maica Domnului, icoana bisericii, este bunătatea lui Dumnezeu. Absolută. Oricine se atinge de bunătatea lui Dumnezeu, este ars cu foc din cer. Este ars și lovit de arhanghel, de îngeri. Nu se poate nimeni apropia de oamenii lui Dumnezeu. Niciodată. Dar în același timp, oricine își cere iertare în secunda următoare, este iertat și este primit. Aș vrea să vă mai spun un singur lucru despre Maica Domnului, poate să se sfârșesc. Se spune de multe ori în cântările noastre, în slujbele noastre, în cuvântările noastre, că Maica Domnului este scară către cer. Scară către cer. Așa se spune. Așa seară, dacă ați fost atenți, ați auzit citindu-se despre scara pe care a văzut-o Iacob de la pământ până la cer, pe care îngerii cobora și oamenii s-au urcat. Este scară către cer. No, dragii mei, pus vreodată întrebarea, sau poate întrebarea v-a spus, dar v-ați găsit răspunsul în ce fel este Maica lui Dumnezeu scară către cer? Haideți să vă spun câteva cuvinte. Noi cum urcăm la cer, dragii mei, ca și creștini? Prin Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei, care-i sinteza Evangheliei? Care-i cele 9 trepte ale scării noastre prin care urcăm la cer? A scării, care-i scara creștinului prin care urcă la cer? Are 9 trepte. Sunt cele 9 fericiri. Aceste 9 fericiri, tot timpul puteți să vă gândiți la ele, măcar o dată pe zi să le citiți, să le cântați mai bine și să meditați la înțelesul lor. Să vedeți pe care treaptă sunteți, dacă sunteți pe scara fericirii sau nu sunteți pe scara fericirii.
Dacă sunteți pe scara fericirii care urcă la cer sau nu. Atunci îți dai seama dacă ești în biserică sau nu ești în biserică. Că de multe ori poți fi în biserică în mod formal, dar cu sufletul să nu fii în biserică. Aceste 9 fericiri, Maica Domnului le-a întrupat la modul sublim. Le-a întrupat la modul absolut. Care este prima fericire? Spune, fericiți cei smeriți, cei sărași cu Duhul. Cei smeriți. Ce înseamnă să fii smerit? 2 lucruri înseamnă. Să îți recunoști nimicnicia, că ești creat din nimic, de Dumnezeu. Ești creat de Dumnezeu din nimic și că nu ai nimic să fii a tău. Tot ai primit la Dumnezeu, Dumnezeu s-a creat din nimic. Și doi, al doilea, să-ți recunoști nemernicia, să spuneam trecut. Adică înstrăinarea de Dumnezeu. Că noi suntem la milioane de ani lumină de Dumnezeu prin căderea strămoșilor. Aceasta e smerenie, acestea e piatra tare și cele 2 picioare cu care trebuie să stăm pe o piatră tare, acestui adevăr. Nimicnicia, noi suntem creați din nimic de Dumnezeu și nemernicia, înstrăinarea noastră de Dumnezeu. Ei, când conștientizezi acest fapt, să știți cu adânc, atunci o să-ți dai seama de starea ta sufletească. Și atunci se întâmplă următorul lucru, următoarea fericire. Fericiți cei ce plâng. Ori plângi de bucurie că Dumnezeu a venit El pe pământ și ți-a făcut cale către cer și te-a redus înapoi la cer, ori plângi de durere și de întristare că ești înstrăinat de Dumnezeu. Nu se poate, dacă ești smerit cu adevărat, nu se poate să nu plângi. Dacă ai această conștiință reală, smerită, în minte și în inimă, să plângi. Apoi, cine plânge, face al treilea pas. Nu mai poate să fie rău. Ce fericit și-ai blâns. Automat iartă pe toți, e bun cu toți, pentru că tu nu poți dobândi iertare dacă nu ierți pe toți. Zice, și ne iartă nouă, cum iertăm? Cum te poți apropia de Dumnezeu când tu nu ierți aproape lui tău? Indiferent că e aproape de aproape sau aproape de departe. Ei, acesta e al treilea lucru. Ei, Maica Domnului, să știți, le vede plin toate aceste lucruri. Al patrulea spune, Maica Domnului, zice, setea de Dumnezeu. Ați auzit de setea de Dumnezeu, dorul de Dumnezeu. Ne-ai făcut, Doamne, să te căutăm și nu suntem liniștiți până nu ajungem la tine. Ei, setea de Dumnezeu. Fericiți cei ce însetează de sfințenie, de dreptate. De sfințenie înseamnă dreptate în Sfânta Scriptură. Cei ce însetează, aceia se vor sătura. În sufletul nostru este pusă o sete de Dumnezeu care nu se termină niciodată. Cu ea vom înainta în vecii vecilor. Apoi, încă un lucru, zice, fericiți cei milostivi. În viața aceasta mereu suntem ispitiți, dragii mei, oricât stăm 10, 20 de ani, 30 în mănăstire și ne rugăm și înaintăm în darul lui Dumnezeu. O, da, sunt atâția necredincioși în lumea aceasta și atâția dușmani ai bisericii și atâția răi. Și atâția... Ei, aceștia trebuie să fim milostivi și cu ei, să ne rugăm și cu ei, să facem milă și cu ei. Pe cei drepți îi iubim, pe cei păcătoși îi miluim. Nu putem, din momentul ce ești aspru cu cineva și nu-l mai miluiești, ți-ai pierdut și tu darul. Nu o să mai poți înainta. Nu o să ajungi niciodată la vederea lui Dumnezeu. Dacă nu ești și milostiv. Și milostenia cuprinde 3 trepte. Milostenia față de toți oamenii din lume, milostenia față de regnul animal și apoi față de regnul vegetal și pietre și tot ce-a creat Dumnezeu. Spune în ultima instanță și de dragi trebuie să ne fie milă că și ei îți scăzuți. Faptele lor sunt contrare nouă și noi putem învăța din râvna lor să avem râvnă sfântă către Dumnezeu. Zice, mulți sfinți părinți în pateric au învățat de la draci să se roage, cum dracii ispită tot timpul, învățat și ei că trebuie să roage tot timpul. Da? Și, prin aceasta, înaintesc pe Dumnezeu. A șasa treaptă este vederea lui Dumnezeu. Fericiți și-i curați cu inima că aceia văd pe Dumnezeu. Ei, vederea lui Dumnezeu este făcută, să știți, din lumea aceasta. Trebuie să ajungem din lumea aceasta să vedem. Foarte puțini văd din lumea aceasta pe Dumnezeu. Puțini sfinți, poate. Ei, Maica Domnului a văzut pe Dumnezeu, s-a ridicat la Sfânta Treime la 6-7 ani. Și apoi, după aceasta, a șapte fericire, să primește pacea dumnezeiască, care o primești în suflet, cei curați și care smeriți, blânzi, plângători, însetați de Dumnezeu. Și ultimele 2 fericiri sunt ale martirilor. Fericiți cei persecutați că sunt sfinți. Este sfânt, dar toată lumea îl persecută. Și așa este într-o societate păcătoasă, sfântul este ca sarea în ochi. Orice sfânt, orice om, e ca sarea în ochi, nu-l suportă. Societatea păcătoasă caută prin orice formă să-l persecute, să-l chinuie. Și până la urmă zice, fericiți că veți fi când vă vor persecuta, vă vor prigoni, vor zice tot cuvântul rău, mințind împotriva voastră, din pricina mea, din pricina că sunteți a Fiului Dumnezeu. Ei,
Dar ce zice? Vedeți? Asta e scara noastră. Dar ce spune? Bucurați-vă că plata voastră multă este în ceruri. Spuneam azi dimineață la spovedanie, nu știu la cine pe care am spovedit, noi am pierdut de multe ori, dragii mei, modul de trăire evanghelic. Când vine o veste de durere peste noi, o boală, un necaz, o persecuție, nu știu ce, noi în loc să ne bucurăm, să întâmpinăm cu bucurie, că acolo scrie Sfântul Apostol Pavel, în necazurile voastre bucurați-vă și iarăși bucurați-vă. Deci bucurați-vă de două ori bucurați-vă. Și cu sufletul, și cu mintea, și cu inima. În loc să ne bucurăm că Dumnezeu și-a făcut milă de noi și ne trimite încercări, noi ne întristăm și de-abia supraviețuim. Deci modul de gândire evanghelic este bucurați-vă. Aceasta e deviza evanghelică. Tot timpul trebuie să te bucuri. Dar fără niciun motiv pământesc. Numai din motiv dumnezeiesc. Ci bucurați-vă. Când cineva îți face un necaz, bucură-te, dă-te de-a dura, de fericire. Și o să vezi că atunci în starea aceea de bucurie găsești soluția bună, liniștită de a rezolva și problema cu el. Asta e. Zice, cine zice haina? Dă-i și cămașa. Zice să te duci în tribunal sau nu știu cât. Îți ceri să mergi de kilometru. Mergi doi, l-ai făcut prieten. Vedeți cât e simplă Evanghelia și de bună. Evanghelia este soluția fericirii oamenilor, dragii mei. Soluția de a ne face fericiți. Lumea, noi de multe ori ținem tot felul de rânduieli, dar pierdem esența. Pierdem esența care este Duhul Evanghelic, care te face fericit. Asta trebuie. Fericiți. Fiți fericiți că sunteți al lui Dumnezeu. Fericiți că îl cunoști pe Dumnezeu. A, când îți vine cazuri, păi nu zice fericiți, e milostiv. Păi zic, Doamne, mulțumesc ție, Doamne, din toată inima că boala asta de cancer mi-ai trimis-o mie, n-ai trimis-o la altul. Asta înseamnă că mă iubești. Și necazul ăsta care a venit peste mine sau peste România, l-ai trimis nouă, înseamnă că ne iubești. Păi sfinții se rugau și ziceau, se plângeau că nu aveau ispite. Ziceau, Doamne, ne-ai părăsit că nu mai avem niciun necaz. Ăsta e adevărată gândire. Noi vrem să fim cu Dumnezeu, dar vrem să trăim conceptul ăsta modernă, în care totul e satisfaci, mergi cu mașina la magazin, totul ești tot conformistă, consumistă și crezi că așa. E, așa nu stă Duhul lui Dumnezeu. Nici nu te bucuri de împărtășirea cu Dumnezeu, să știți. Ăsta lucru căuta și cred că ăsta lucru ne învață Maica Domnului. Maica Domnului este Maica noastră care ne duce de mânuță către, la Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este biserica aici. Aici învățăm să trăim bucuria de a trăi cu Dumnezeu. Mai lași mai puțină mâncare, postești mai mult. Îmbrăcăminte, de ce să ai 70 de feluri de haine când poți să ai 7, să zic, că de ajuns și poate este și altul care nu are. Și așa trăiești simplu, smerit, milostiv, bun. Și ai tot timpul bucuria aceasta duhovnicească. Bucuria duhovnicească, dragii mei, este o bucurie care nu s-o poate nimeni lua. Nu s-o poate nimeni lua nici de pe pământ, nici din cer, nici din iad. Nimeni, niciodată. E o bucurie care vei merge în vecii vecilor. Să știți un lucru. Când ai bucuria în suflet, trăiești, ai cerul în tine, ai împărăția lui Dumnezeu în tine și trăiești în împărăția lui Dumnezeu. Nici nu spui problema că unde te va duce când vei muri. Că raiul e în mine, eu trăiesc raiul de pe pământ și știu că voi merge în rai, că raiul e în mine, e o stare. Și dacă am starea asta, acolo mă voi duce, unde e Dumnezeu, că acolo mă trage inima. Și dacă ai această stare, să știți, nici nu spui problema ce se petrece în jurul tău, că îți necazul sau că ești chinuit. Nu se pune problema, să știți. Cum spun unii sfinți, zice, și în iad dacă mă pune Dumnezeu, o să fiu bucuros, o să fiu fericit, că eu sunt cu Dumnezeu. Eu și dacă mă duc în rai, eu să mă rog 24 din 24. Că asta fac pe pământ și asta voi face în vecii vecilor. Și în iad. A, când se vor sătura dracii de rugăciune, nu le mai plăcea câte rugăciune fac acolo, vor scoate afară. Zice, du-te de aici, că nu ne place meseria asta care o ai. Asta e soluția, să știți. Nu trebuie să spui problema. Nu zice că Solomon, înțeleptul Solomon, îl vedeți pictat aici, între primii dintre proroși cu Sfântul David. Zice, când Dumnezeu, zice, a scos pe toți drepții din iad și pe el nu l-a scos. Ia zice, ți-am dat înțelepciune ca la nimeni pe pământ, descurcă-te, găsește o soluție. Și a găsit soluția. Este soluția ceea ce v-am vorbit eu o jumătate de ceas. A rămas acolo singur, toți drepții plecase, era singur acolo pe toate hublourile acelea acolo în iad. Și s-a gândit el, ce pot să fac eu aici acum iad, tâns singur în iad? Hai să fac o biserică. Și s-a apucat să facă biserică acolo în iad. A venit un drăcușor la el și drăcușorul nici nu îndrăznea să-l întrebe că le dădea răspunsuri care îi lăsa fără replică. Și a mai chemat unul. Și până la urmă l-a întrebat, dar ce vrei să faci aici? Păi vreau să fac o biserică. O biserică. A raportat la șeful de sector. Ăsta a raportat la șeful de județ. Și mai departe. Și până la urmă a ajuns să raporteze până la Satana cel mare. Și a zis, ce vrea să facă ăla acolo? Biserică vrea să facă. Rugăciune. Urgent să-l scoateți afară, să-l trimiteți la cer. Vedeți, dragii mei? Ăsta e raiul, e trăirea noastră.
Ăsta-i. Ei, Maica Domnului zice, rai cuvântător. De ce zice rai cuvântător? Că a trăit raiul de pe pământ, s-a rugat neîncetat de la 3 ani. Stai? Și asta ne învață. Ei, să dea Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, Maicuța noastră dumnezească, să prindem și noi gustul și darul rugăciunii prin darul Duhului Sfânt, cel slăvit cu Fiul și cu Tatăl în veci. Amin.